Prima regulă pe care am învățat-o eu pe bursă de când am început este că nu ai nevoie de foarte mulți bani ca să poți să investești pe bursă. Poate vă întrebați cum la vârsta de 19 ani am reușit să fac un portofoliu după cum îl vedeți de 28.000 de lei. Acesta nu este singurul portofoliu pe care eu îl dețin, mai am încă unul pe cripto și încă două pe 3 din 212 și am mai avut și un portofoliu în trecut pe Tradeville. Salut, sunt Ale și bine te-am găsit pe canalul nostru Educație Financiară. Înainte de a începe acest episod, te-aș ruga foarte mult să mă ajut cu un like, un share și un subscribe. Și în același timp, dacă nu ai încă cont pe Trading 2, 1, 2 și vrei să te apuci și tu de investiții, cum am făcut-o eu la 18 ani, ai un link în descriere în care și tu poți să începi această aventură de investiții cu acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro. Bun. Haideți să trecem în episod pentru că nu vreau să te rețin foarte mult. Mulți dintre voi care mă urmăriți aveți peste 20 de ani, peste 30 de ani. E bine, eu nu am nici măcar vârstă de 20 de ani, dar a reușit să-mi adun un portofoliu în valoare, de cum puteți să-l observați, de 28.000 de lei. Un portofoliu și un proiect public pe care și tu poți să-l observi pe canalul meu de educație financiară. Dacă nu ai văzut și celelalte episoade, te invit frumos să intri și pe celelalte episoade ca să vezi cum a reușit să-l acumulezi. Dacă nu ai timp să faci chestia aceasta, rămâi pe videoclip și o să-ți fac și o sinteză despre portofoliu, cum am reușit și cum am început această aventură. s a spus, nu vreau să trecem foarte mult, așa că haide să trecem la episod și să trecem la treabă. O să dăm la începutul portofoliului. Vedem prima sumă, portofoliu și valoarea primei sume din portofoliu a fost 1116 ron pe 1 noiembrie. Ei bine, noi avem acest grafic pe max, da? adică avem pe maximum Uh, ideea e că nu apare de când am deschis contul. Prima și prima mea depunere pe acest cont a fost de 200 de lei. Deci, prima regulă pe care am învățat-o eu pe bursă de când am început este că nu ai nevoie de foarte mulți bani ca să poți să investești pe bursă. Ceea ce e un lucru foarte bun, gândiți-vă că eu aveam 18 ani, abia ce mi-am făcut majoratul și am decis ca din banii pe care i-am făcut din majorat, într-adevăr, majoratul nu a fost cea mai bună investiție, să zicem, financiară, dar din banii pe care i-am primit și cadourile pe care i-am primit din majorat, mi-am decis să îmi încep această peripeție, acest drum în educația asta financiară și în investițiile pe bursă. Am început cu 200 de lei ca să văd întâi cum merge treaba și să experimentez puțin platforma și în același timp piața. Când am început eu să investesc, dacă mi-aduc eu aminte foarte bine, m-am gândit să investesc în companiile deja foarte mari și, cum să zice, blue chip în momentul de față. Companii cum ar fi Amazon, Apple, Meta și multe alte companii care sunt foarte bune și foarte populare în momentul de față. Aceste companii m-au reușit să îmi educ puțin educația aceasta, m-am documentat despre ele și mi-am dat seama că nu este ceea ce caut. Mi-am dorit un venit din aceste companii. Aceste companii nu ofereau dividend și erau niște companii de greu. Deci a doua lecție pe care am reușit să o și înregistrez sau să o și fac și am învățat-o foarte bine este riscul pe care eu vreau să mi-l expun pe bursă. Vreau să primesc companii cu dividend. Vreau să am un venit pasiv din aceste investiții. Îmi doresc să mă dezvolt foarte mult și în același timp din această dezvoltare îmi doresc să cresc și uh, sursele de venit, finanțele cum ar veni. S am un cash flow care să-mi producă, Bun, s am niște active. M-am gândit la vârsta de 18 ani că de ce să investesc sau de ce să-mi cheltui, investesc între ghilimele banii mine, să-mi cumpăr haine, să-mi cumpăr multe alte chestii care nu sunt de ajutor doar pentru ochiul omului. M-am gândit să investesc în asset-uri care în timp îmi pot produce bani. Și cu acestea fiind spuse, Vedem și perioada de 1 noiembrie 2022 când m-am apucat de acest portofoliu de investiții a fost la 1116 RON. Mi-am investit banii de la majorat, prima investiție a fost, v-am spus, de 200 de lei. Am cumpărat câteva acțiuni, dacă nu le-ați văzut puteți să intrați pe canal la primele, primele episoade să dați să vedeți mai exact ce au fost aceste primele investiții. După aia vedem că pe 1 decembrie 2022, adică după o lună de la 1 noiembrie vedem 2.500 de lei, deci portofoliul meu a avansat cu 1.400 de ron. Am depus și 1.400 de ron. Continuăm foarte frumos spre 1 ianuarie 2023. Prin 1 ianuarie 2023 mi-am dat seama că portofoliile de investiții pe care le-am sau investițiile pe care le-am făcut nu sunt neapărat rentabile. Mi-am dat seama că dacă am ajuns pe minus, o să dăm puțin înapoi, mi-am dat seama că dacă am ajuns pe minus aceste investiții pot să piardă și bani. Și într-adevăr, asta a fost a treia lecție pe care am învățat-o, este că pot pierde bani prin investiții. Mi-am dat seama la început când am văzut această creștere de 10 lei, această creștere de 58 de lei, am ajuns la această scădere de aproape 100 de lei și mi-am dat seama că eu chiar pot să pierd bani în acest domeniu, așa că am început să mă documentez din ce în ce mai mult și în lunile următoare, vedem, în 1 februarie am reușit să aduc o rentabilitate de 172 de lei. A trecut timpul, a trecut 1 februarie, a trecut 1 martie și vedem că am rămas cam la, această, la aceeași rentabilitate, dar portofoliul nostru de investiții a crescut de la 4500 la 5300. Vedem că această rentabilitate a rămas la fel, investiția a fost mai mare. Mi-am dorit ca acești bani pe care îi investesc să îmi producă alți bani. Tocmai de aia am investit și pentru dividende. Am început să investesc prin, pentru dividende, mi-aduc aminte, pe 1 martie. Am avut și un episod, mi-aduc aminte, în acea perioadă în care am povestit puțin despre dividendele de la Realty Income, prima companie care mi-a adus și dividende destul de decent. Într-adevăr, mai aveam și alte companii care îmi plăteau dividende, cum ar fi Apple, dar era un dividend foarte mic și nu puteam să fac absolut nimic cu el. Deci, nu vă imaginați că aveam 100 de acțiuni pe Apple, pentru că nici nu aveam cum la, cea, la acel moment. Ajungem prin 1 aprilie și vedem că a început din nou să scadă portofoliul, a fost o corecție de piață. Am ajuns și în mai, pe 1 mai, unde eu tot am continuat să investesc chiar dacă am văzut că portofoliul meu de investiții scade. M-am gândit și m-am documentat și am văzut oportunitatea de a face dolar cost average. Vedem că după prin 1 iunie, vedem că acel dolar cost average și-a mai revenit și piața la fel și-a revenit și mi-a adus uh, mi am mai scăzut puțin din pierdere și vedem că pe 1 iulie, vedem un, uh, un bump aici în uh, acest grafic, vedem că am ajuns la 11.600 de lei și cu o rentabilitate de minus 9, la, de minus 9 lei, adică aproape pe 0. Ce mai erau 10 lei la 11.612 euro. Dar nu vă gândiți la faptul că eu am investit aproape uh, cât avem de aici. Avem de la 1 noiembrie până pe 1 iulie, nu știu, jumătate de an. Am investit jumătate de an și m-am ales cu o rentabilitate de minus 10 lei. Pentru că asta înseamnă că era un portofoliu, era un portofoliu neperformant și ar fi trebuit să-l vând pentru că nu mă pricepeam la chestia asta. Mi-am dat, seama la chestia asta, dat seama de chestia asta că nu prea mă pricep Uh, undeva pe aici prin zona aceasta m-am documentat foarte mult și vedeți că am ajuns și la gain-uri După aia a ajuns o corecție ce m-a ajuns puțin din, din spate și am reușit prin disciplină să investesc fonduri, să aduc fonduri și să fac un dolar cost Și ceea ce m-a ajutat să ajung astăzi la portofoliu ăsta de 1500 de lei rentabilitate plus 1400 de lei de la dividende, 28.000 de lei O să trecem și o să ajungem și imediat acolo uh, Știu că au trecut deja 6 minute, te-ai uitat până acum, dar rămâi până la final ca să vezi și concluziile respective Uh, am continuat cu investițiile și vedeți că deja pe 1 august tot a fost mult mai bine, au început să crească din nou acțiunile și vedeți că mi-au crescut de la 11.612 am ajuns la 12.600. Deci am mai investit încă 1000 de lei în parcursul a unei luni și vedem că rentabilitatea a ajuns și pe plus. O să continuăm și o să vedem că de la 12.600 a ajuns la 13.700, a 1.100 de lei am mai reinvestit și vedeți că iar am mai pierdut niște, adică eram cu rentabilitatea pe minus. În acea perioadă nu mai am aduc aminte sigur dacă am vândut vreo companie sau nu, dar uh, pierderea asta este era încă nerealizată pentru că aveam minus 113 lei. Continuăm pentru 1 septembrie, vedem și pentru 1 octombrie scădem din ce în ce mai tare și vedem că uh, pragul maxim a fost pe 1 noiembrie 2023. Deci după un an de investiții am reușit să duc portofoliul la un minus 1239 de lei. Și aici mi-am dat seama că Uh, trebuie să îmi urmez planul pentru că mi-a stabilit un anumit plan, trebuie să am disciplină în acest domeniu și banii pe care îi trebuia să-i pierd dacă vindeam toate acțiunile, să îi las acolo, adică să nu vând nimic, pentru că dacă vindeam, asta era următoarea mea lecție, dacă îi vindeam, trebuia să ies pe minus. Și regula numărul 1 în investiții să nu ieși niciodată pe minus. Este o regulă pe care o aplic oricum în viață, să nu ieși niciodată pe minus, dar vedem că aici era 1239 de lei pe minus, adică minus 8% aproximativ. Trece timpul trece și vedem că am dus portofoliul de la 1 noiembrie la 1 decembrie și m-am mobilizat foarte mult să mai investesc încă 4000 de lei, deci aproape 1000 de euro. Am mai investit în acea perioadă și aveam o rentabilitate mai scăzută, în sensul că aveam minus 1200 de lei, și aici aveam minus 200 de lei. Ceea ce însemna că acei minus 1000 de lei au fost acoperiți de dolar cost average pe care l-am făcut pe companii. Trece timpul, trece și ajungem și pe 1 ianuarie. Vedem rentabilitatea la 20.000 de lei, 300 la 20.500 de lei, avem 310 lei pe plus, deci din pierderea din noiembrie până în ianuarie vedem că ar fi trebuit să crească undeva la 1.500 de lei, deci mi-a crescut portofoliul de aici până aici, ca rentabilitate de 1.500 de lei prin dollar cost average pe care l-am făcut de aia este foarte important să ne documentăm înainte, m-am documentat și pe parcursul următoarei perioade vedem că pentru februarie a crescut la 6 de lei și vedem că în 1 martie erau fluctuații, deci era fluctuații între 300 600, aveam înainte, aveam după pe 1 martie 300 de lei iarăși și vedem că pe 1 aprilie 2024, deci acum câteva luni am ajuns la o rentabilitate de plus 1360 de lei. Dar vedem că și portofoliul a crescut, deci din perioada de 1 noiembrie până acum a crescut cu aproape 10.000 de lei, deci Uh, în aproape jumătate de an, deci vedeți de aici, da? de la 14.561 până la 24.000, mai sunt undeva aproximativ uh, 10.000 de lei, deci 2.000 de euro am mai reușit să investesc în aproape jumătate de an. Mă bucură foarte tare faptul că am mai reușit să investesc încă 2.000 de euro de atunci. Din, de pe 1 noiembrie până pe 1 aprilie. Avem și rentabilitatea de, min, de, plus 1360 de lei, adică 6%. Continuăm parcursul nostru și vedem că s-a făcut și 26.000, s-au făcut și 27.000 și am ajuns și la 28.000 în momentul de față când înregistrăm acest episod. Portofoliul meu de investiții, dacă ar fi să vând, ar fi 28.000 de lei în capăt. Mă rog, 28.000 de lei, 171. Și în același timp mai avem și niște fonduri pe care aș vrea să le investesc pentru că am primit dividende. Mă bucură foarte tare faptul că pe deasupra faptului că am această rentabilitate de 1499 de lei, dacă este să mergem uh, în istorie și o să dăm pe dividende, mai avem încă 1426 de lei. Dacă ar fi să calculez, să stau așa un calcul simplu, ar fi 10% randament pe portofoliu de când investesc pe bursă. Într-adevăr, nu este un randament bun, dar am început, gândiți-vă că am început să investesc la vârsta de 18 ani. E bine, tu câți ani ai, scriem în comentarii și spunem că dacă, spunem dacă ai investit până acum, dacă nu ai investit, spunem care a fost motivul în care tu ai crezut să nu investești până acum pe bursă, că e schem, că îți pierzi banii, că multe alte chestii, într-adevăr pe bursă și pe piesele financiare îți poți pierde banii, este un mic disclaimer, dar uite ce am reușit eu să fac de când am început să investesc acești bani. Motivele pe care eu am început acest portofoliu a fost simplu, vreau să -mi acumulez mai multe surse de venit, mi-am dat seama pe parcursul acestui portofoliu că vreau să acumulez dividende și acele dividende să-mi cumpere alte acțiuni care să-mi ofere mult mai multe dividende, ceea ce se numește un efect compus. Am mai învățat și despre dollar cost average, ce m-a ajutat foarte mult să trec peste perioadele roșii. După cum ați putut observa, am reușit de la minus 1500 de lei, peste o lună sau peste două luni am reușit să adun să aduc la plus 300 de lei. Deci undeva la 1500 de lei doar pentru că am făcut doar cost every, pentru că m-am ținut de plan, nu am o diversificare așa de mare în portofoliu, m-am axat pe anumite companii, am cercetat anumite companii și asta m-a dus în momentul de față la acest portofoliu de 28.160 de lei cu următoarele dividende pe care le-am primit, 28.500 de lei, le vedeți aici sus. Bun, nu vreau să te mai rețin, îți mulțumesc foarte mult că ai rămas în acest episod. Dacă ai rămas acest episod până la final, vreau să-ți mai dau Uh, nu e aparat un mix fat, dar vreau să mai spun încă o chestie. Dacă încă nu te-ai apucat de investit, poți să o faci prin intermediul la 3 din 2, 1, 2, poți să câștigi și tu o acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro. Imaginați-vă că începeți cu acei 100 de euro, veniți voi investiția dumneavoastră cu 100 de euro și mai primești încă 100 de euro sau până la 100 de euro de la 3 din 2. 1, 2. Deci, tu ai deja niște bani de la trading de 2, poți să profiți de ei, dacă nu ai cont, poți să-ți faci. Eu am fost Alex, îți mulțumesc de vizualizare, aceasta a fost experiența mea și drumul meu, parcursul meu pe bursă. Îți mulțumesc foarte mult că ai rămas până la final și ne vom auzi data viitoare. Ceau, ceau!